Bună, numele meu este Alina, probabil mă știți de pe canalul Fata lui Colocan și astăzi am fost modelul Claudiei. Am făcut un smoky eye, mie mi-a plăcut foarte mult ce a ieșit, sper că și vouă și dacă vă place, urmiți-ne în continuare. Nu uitați să dați un mare thumbs up dacă v-a plăcut! Hei, bună tuturor, eu sunt Claudia, pentru cine nu mă cunoaște. Astăzi am avut plăcerea să o machez pe această frumoasă fată pe nume Alina. Mă bucur foarte, foarte mult că mi-a acceptat invitația și a venit să o machez. Ne-am distrat super tare. Acum o demachez cu soluția bifazică de la Garnier. Îi pregătesc tenul cu această bază antitranspirație de la Mehron. Îi tapotez bine în piele această bază. Apoi îi aplic tot o bază, dar este o bază satinată de la Ila Masca, pe care o aplic pe restul feței. Îmi place foarte mult să tapotez produsele în piele, nu doar să le aplic prin ștergere, pentru că produsul se aplică mult mai frumos și mult mai bine. Urmează ochii, pentru că facem un smoky eyes negru. Prima dată fac ochii, aplic acest primer de la MAC pe toată pleoapa mobilă. Aleg să fac pasul acesta prima dată și nu fața, pentru că cade foarte mult fard în josul ochiului și nu vrem să murdărim machiajul. Am aplicat acest primer pe toată pleoapa, iar acum fixez. Fixez doar arcada, nu fixez toată pleoapa mobilă, pentru că pe arcadă am să mai aplic încă un primer cremos. Prin mișcări de tapotare cu o pensulă mai pufoasă, pentru că se aplică mult mai bine produsul dacă folosiți o pensulă mai pufoasă și nu una plată. Acesta este gelul pe care îl voi aplica pe pleoapa mobilă. Îl pun de la baza genelor, unde pun cel mai mult produs, iar apoi îl blendez frumos în sus spre arcadă, spre pliu de fapt, nu spre arcadă. Ușor, ușor îl aplic, îl trag de fapt în sus produsul, ca să îl distribui frumos. Puteam să-i pun și un gel negru, dacă tot facem un smoky eyes negru, dar nu am vrut atât de multă intensitate, am vrut mai mult o rezistență și acest gel îmi oferă această rezistență. După cum puteți observa, nici măcar nu am pus foarte mult, am pus foarte puțin, v-am spus, doar pentru rezistență. Paleta Huda Beauty, pe care eu o iubesc de-a dreptul, v-am spus că nu mă pot dezlipi de această paletă, este foarte faină și o recomand din suflet, dacă o puteți cumpăra, să o cumpărați. Am văzut că a apărut din nou pe un site din UK, vă las în descriere exact site-ul dacă vreți să vă uitați să vedeți dacă mai este paleta. Am primit un mail acum vreo o săptămână și ceva cum că a reintrat în stoc, că nu a fost o perioadă destul de lungă. Eu mi-am achiziționat-o din Dubai, de fapt o prietenă de-a mea mi-a cumpărat-o din Dubai, căruia îi mulțumesc foarte mult pentru gestul ei. Următoarea nuanță este tot din această paletă, se numește Coco. O aplic din colțul exterior al ochiului înspre colțul interior, prin mișcări circulare și cu o pensulă puțin mai mică. Secretul este să blenduiți, să blenduiți foarte, foarte bine și să nu lăsați linii dure în machiaj. Folosesc această tehnică pentru că mi se pare destul de ușoară pentru voi.
Acum am să aplic negru exact pe locul unde am aplicat și acel gel mai închis la culoare. Încep de la baza genelor, prin mișcări de tapotare ca să previn cât de mult pot căderea fardului. Pentru că eu deja i-am pus baza și nu aș vrea să îi șterg baza de pe pomeți dacă o să cadă fard sau așa, și atunci trebuie să o pun, să pun fardul foarte bine să nu cadă. Bine, el oricum cade, că în general fardurile sunt destul de prăfoase și cad. Dar pe cât posibil să încercați să nu cadă fardul, ca să aveți voi mai puțin de muncit. Să nu ștergeți, iarăși să puneți, iarăși ștergeți, iarăși puneți. Nu e indicat să faceți așa. Și mergeți ușor, ușor înspre pliu. Cam așa trebuie să arate. Îi aplic fondul de ten de la Make Up For Ever. Eu îl aplic prima dată cu pensula. Așa m-am învățat. De fapt, vorbesc prostii. Îl aplic cu pensula, dar îl aplic și cu beauty blenderul. Depinde cam cum mă simt în ziua respectivă. Când îl aplic așa cu pensula, estompesc totul cu beauty blenderul mai apoi. Dar sunt zile în care efectiv îl aplic direct cu beauty blenderul. Nu, din punctul meu de vedere, nu este greșit nici cum. Puteți să-l aplicați cum vreți voi, dar să-l aplicați în așa fel încât să nu arate urât pe față, să pară cât mai natural și cât mai frumos, să nu pară mult și încărcat și urât. Acum îl estompesc cu beauty blenderul, cum v-am spus, foarte, foarte bine. Și la și pe frunte și la baza firelor de păr, să estompați bine și să faceți trecerile ușoare. Vă recomand să îl folosiți fondul de ten și pe urechi, să trageți efectiv produsul sau să aplicați direct cu beauty blenderul cu un pic de fond de ten pe el și urechile, pentru că acelea se mai pot înroși. O să arătați ciudat dacă nu îl puneți și pe urechi, pentru că dacă se înroșesc urechile, o să arătați ca un clown. Acum am aplicat acest anti-charcan pe care îl folosesc de ceva vreme și care chiar îmi place foarte mult. Îl estompez tot așa cu beauty blenderul. Dacă ați observat, anti-charcanul nu l-am pus, concealerul de fapt, nu l-am pus exact până sub ochi. Am lăsat un pic de spațiu între ochi și locul unde am pus prima dată pensula, pentru că acolo se strâng ridurile cel mai mult și nu vreau să pun foarte mult produs. Fixez totul cu o pudră translucidă de la Laura Mercier. O aplic cu beauty blenderul pentru că așa m-am obișnuit și mi se pare că se aplică foarte drăguț. Puteți să aplicați și cu pensula dacă vreți să aplicați cu pensula. Acum vreau să-i fac un pic de baking sub ochi ca să nu se strângă produsul. Nu am pudrat toată fața pentru că am venit mai apoi cu acest kit cremos de la Anastasia Beverly Hills. Și vreau să-i conturez puțin fața. După ce am aplicat produsul cu pensula, îl blenduiesc cu beauty blenderul. Este nelipsit în toată procedura acest beauty blender. Îi rimelez sprâncenele. Îi rimelez genele, nu sprâncenele. Așa, pentru că le pregătesc pentru a aplica genele false. Am ales și de data aceasta să-i aplic gene false de tip smocuri. Dacă vreți să vedeți exact cum aplic eu genele false, puteți să căutați pe canalul meu de YouTube. Este un filmuleț special dedicat aplicării genelor false. Nu are rost să mai pierdem timpul să stau să vă explic cum le aplic, pentru că deja am făcut un filmuleț special pentru lucrul acesta. Partea de jos a ochiului o fac ca și partea de sus. Aplic prima nuanță pe care m-am aplicat-o prima dată din paleta Huda Beauty. Apoi am să-i aplic a doua nuanță și ultima nuanță pe care am să pun este negru. Vedeți că aplic cu o pensulă micuță ca să intre bine în zonele acelea mici. Ca și iluminator am folosit Ila Masca,
Îmi place foarte mult acest iluminator, are niște particule foarte fine și de calitate. Bronzerul l-am ales pe cel de la Colistar. Am zis să le mai schimb puțin, că de fiecare dată încerc să folosesc tot alte produse în filmuleț, ca să nu vă plictisesc, să vedeți produsele pe care eu le folosesc în mod normal la clientele mele. Acesta este un gel de sprâncene de la Inglot pentru blonde. I-am conturat sprâncenele cu acest gel. Apoi dublez conturul pe care l-am făcut anterior cu paleta aceea cremoasă. Îl dublez cu această paletă tot de la Anastasia Beverly Hills, dar este contur uscat. Iar mai apoi aplic acest blush de la MAC. Este blushul meu preferat. Mai am și altele, să știți. Nu e chiar asta singurul. Pentru cei care se uită la filmulețele mele, ați văzut că mai mult pe acesta îl folosesc, dar să știți că am și altele. Acum am să îi fac linia apei de sus, pentru că la un smokey eyes arată urât dacă clienta sau voi, dacă deschideți ochii și vă uitați drept și se vede alb sus, trebuie neapărat să îl conturați cu negru. În partea de jos am ales să-i pun acest albastru pentru că am vrut să fie o culoare, să nu fie chiar totul negru-negru. Am vrut să fie o culoare, în principal m-am gândit la mov, dar am zis de ce mov? Mai bine pun albastru pentru că mi se pare că mov este destul de comun, așa cam toată lumea pune mov și atunci am zis să pun albastru. Acest pigment de la Tami Tanuka, care i-am spus ei, te rog frumos, citește tu și spune cum se numește. N-a știut să-mi spună cum se numește. În rusește scrie, deci este un pigment de la Tami Tanuka, habar n-am cum se numește. L-am pus tot așa sub ochi, iar pe buze am pus acest creion de la Miss Claire, care este foarte, foarte natural. Cam acesta este machiajul de astăzi, sper că v-a plăcut. Eu vă mulțumesc și dacă v-a plăcut și vouă, vă rog frumos să ne dați un like. Pe Alina o găsiți pe canalul de YouTube Fata lui Gologan. Vă las și linkul jos în descriere. Vă pup și pe data viitoare!